vestea cumplită venită chiar acum. Raed Arafat a făcut anunțul în direct la TV, va fi aproape imposibil. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgențe, Raed Arafat, a făcut un anunț cumplit. Specialistul a vorbit despre dezastrele din Turcia și a subliniat că operațiunile de salvare din țara afectate de cutremure au intrat în faza de miracole. Secretarul de stat a explicat că nu vor fi trimise echipe suplimentare formate din pompieri români în Turcia. Decizia a fost luată în contextul în care autoritățile de la Ankara au anunțat că a fost oprită faza de recrutare și nu mai primește echipe internaționale de salvare. Ieri autoritățile turce au anunțat foarte clar, de ieri nu se mai oprește nicio echipă și cine a fost primit și nu a ajuns astăzi până la 12 la prânz să nu mai vină s-a oprit faza de recrutare de echipe de salvare. Astăzi ultimele echipe au sosit, cel mult în două-trei zile o să ne spună când începe fiecare echipă să plece, a declarat Raed Arafat la B1 TV. Raed Arafat a subliniat că operațiunile de salvare din Turcia au intrat în faza de miracole. Mai apoi, specialistul a subliniat că operațiunile de salvare din Turcia au intrat în faza de miracole. Deoarece este aproape imposibil să mai găsești oameni în viață sub dărâmături după 100 de ore. Sunt state care opresc și la 72 de ore, depinde de condițiile meteo. Sunt mai multe aspecte. Deja suntem în faza de miracole. Dacă găsim pe cineva viu, spunem că e un miracol. Se vede că au găsit oameni, merită să mai caute măcar 2-3 zile să fii sigur că treci de faza asta și că într-adevăr nu mai găsești. Dacă găsești după 100 de ore oameni, la temperaturi sub zero va fi aproape imposibil, dar cu cât se mai găsesc oameni, cu cât se va căuta căutarea. Populația este foarte agitată. În primă fază au speranța că îi vei găsi rudele, au speranța că tot ce e sub dărâmături se va scoate viu. Încet, încet încep să se sizeze. Fratele nu l-am găsit, fiul nu l-am găsit, caută și nu au găsit nimic. Când văd că forțele încep să se retragă și constată că zona nu au supraviețuitor și merg la alta teagți, este normal. Încep să fi supărat, a completat șeful de SEU, potrivit B1 TV.